Doamnelor și domnilor, bună ziua! Guvernul condus de premierul Emil Boc a căzut acum câteva minute în urma votului acordat de parlamentari moțiunii de cenzură. Din cei 471 de parlamentari, 258 au votat pentru, 176 au votat împotrivă, 14 s-au abținut, iar 23 au absentat. Moțiunea de cenzură, cunoscută sub numele de 11 împotriva României, inițiată de PNL și UDMR cu semnăturile a 7 deputați PSD, a fost dezbătută și votată în cursul zilei de astăzi în plenul Parlamentului, după câteva zile de contestări furtunoase din partea partidului aflat la guvernare, PDL. La ora 16:30, președintele Băsescu va susține o declarație de presă. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit la Torino Web știri de astăzi, 13 octombrie. Aveam intenția să vă liniștim spunându-vă că 13 nu e o zi cu ghinion, dar știrile care ne sosesc din țară ne contrazic, după cum vedeți. Și dacă în România situația nu e deloc liniștită, aici la Torino, după cum vedeți, e o zi frumoasă de toamnă timpurie, cu soare, un pic de vânt și temperaturi care nu sunt deloc caniculare. Și fiindcă vorbim de vreme, haideți să aruncăm o privire și către România să vedem cum e timpul prin inima Transilvaniei. Timpul, spuneam că și timpurile, după cum ați auzit în deschiderea ediției, sunt tulburi. Și ca să ilustrăm ceea ce vă spuneam, haideți să aruncăm o privire pe camera web pe care primăria din Sibiu a instalat-o în Piața Mare, acolo unde în cursul evului mediu se desfășurau cele mai importante evenimente legate de viața cotidiană a orașului, cum ar fi adunările publice și execuțiile. Ceva mai târziu, între 1724 și 1757, în această piață a fost amplasată o cușcă pentru nebuni, în care erau expuși în timpul zilei cei care tulburau noaptea liniștea publică. Astăzi, toate clădirile din Piața Mare sunt declarate monumente istorice. Însă, să revenim la Torino, să ne ocupăm de actualitatea zilei. Doar mâine, miercuri 14 și joi 15, mai este posibilă depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru plata chiriei, termenul limită fiind, după cum știți deja, 15 octombrie 2009. Și tot până joi mai pot trimite materiale cei care au un pic de talent literar, memorie bună și timp de scris și care doresc să participe la concursul literar Amintiri din Dictatură, organizat de Asociația Carpatina. Premiile puse în joc sunt destul de interesante, așa că mai ascuțiți odată creioanele sau mai rulați mouse-ul pe covoraș. Și pentru că vorbim de talente literare, iată și o veste bună. Autorul român Viorel Boldi și-a adjudecat premiul întâi pentru categoria de vârstă 11-13 ani cu povestirea Amir, a cărei versiune integrală este disponibilă pe portalul primăriei din Ferrara, în cadrul premiului pentru literatură migrantă pentru copii. Premiu intitulat anul acesta, am plecat din cealaltă parte a cărții ca să te întâlnesc. Noi îl întâlnisem în lunile trecute pe Viorel Boldiș și ca să vă ilustrăm de ce este în stare, vă propunem câteva versuri recitate în cursul unei întâlniri literare la Torino, Viorel Boldiș. State a sentire il tempo. Ragazzi, come scorre. Annusate lentamente il suo dolce odore che brucia le narici e poi, giù per la gola, la vita passa in fretta, cammina tutta sola. Un passo alla volta, un giorno, una notte. Il tempo che ti frega ridendo e ti sfotte, la schiena che fa male, i troppi pensieri, neanche te ne accorgi domani e già ieri. Domenica, ragazzi. Domenica in chiesa il Dio che ti spia ti chiama alla resa e tu chini la testa, baci la mano al prete sognando il paradiso. Che torbida quiete. State a sentire il tempo, un passo alla volta, un giorno, una notte, è il tempo di raccolta e tu chini la testa al Dio che ti spia, baci la mano al prete, tieni la reta via e con la schiena a pezzi arrivi al traguardo, il Dio che pregavi ti degna di uno sguardo, un cenno con la mano e sei tagliato fuori. La reta via, dici, la via dei dolori. Și începând chiar de astăzi, marți 13 octombrie 2009, pe postul de televiziune RTS din Torino, în fiecare marți, joi și sâmbătă,
la orele 7:30, 12:50 și 18:50 va fi transmis TG România, un telejurnal în limba română, titrat în limba italiană. Proiectul este inițiat și promovat de Consulatul General al României din Torino, fiind realizat de Forumul Italo-Român pentru Relații Bilaterale în calitate de editor și de Societatea de Producție de Televiziune Maverick Multimedia. Se va bucura și de colaborarea cu Televiziunea Română, care, în urma unui protocol semnat cu Forumul Italo-Român, va pune la dispoziție a TG România materiale video și fotografie de actualitate. Aici se încheie ediția de astăzi a Torino Web Știri, bisăptămânalul portalului nostru în limba română. Toate edițiile noastre sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea Primăriei din Torino. Nouă nu ne rămâne decât să vă urăm toate cele bune, la revedere și pe vinerea viitoare, 16 octombrie. Doar dacă între timp evenimentele din România nu ne vor constrânge la ediții extraordinare. Rămâneți cu bine!